Din față către hangar, aici. Exact. Cum spunea domnul. Ai adus cheile? Era mult mai lat înăuntru. Ce-ați făcut? S-a strâns de la apă. Serios? A fost iarnă, a fost iarnă grea, domnul. Extraordinar. A plouat și s-a micșorat. A fost iarnă grea. Cred că eram și noi mai subțirei. Aici da. De la mic. Da, da, mai rămas la mitralier. N-aveți, dacă intra, dacă erați ochii de mic, acum nu mai e discut. Da, normal. Mă duc pe partea aia să văd dacă a trecut. Stați așa puțin acolo. George, avionul este gata. Du-te acolo la capul. Așa scăte am eu, aici, a? Nu, acolo. Sau acolo, aici, așa. Eu am așteptat. Da. Radio. Eu cu radio. Am intrat, intrat am fost. Ane 24, clear for landing. Nu, nu se deschide ușa, nu? Da. Nu, încă nu. L-ați pupat, gata? Azi. Că v-a adus unde v-a adus. Asta e partea importantă. Viorel, unde aveai numele tău? Aici era? Aici era numele tău, aici. Viorel Nicolae și Tulică Dumitru. Era echipa. Tulică Dumitru era. Numele tău era pe celălalt. Pe care era? Pe Neu. Pe Neu, da. Deci, acum... Red Cross. Asta e cel mai important, că există avionul și voi sunteți încă în viață. Deși, până în 2010 am crezut că sunteți morți. Descărcător. Aici e stat... A, descărcător state. Noi spune static weak. Ok, why are we? Hai. Deci am făcut pre-flight check, mai avem de verificat și partea dreaptă. YR. Domnul Viorel. Du-te mai încolo, se va. Unbelievable. We are here. Nu găsesc cuvinte să mă exprim. Nu găsesc cuvinte. Nu găsesc cuvinte. Nici avionul nu are cuvinte. Viorel, să vezi unde ai stat tu. Unde am avut eu cel mai spectaculos rider din viața mea. Interesant, nu mai mi-aduc aminte de... Ăla era... Aia e ferestuica de... Da, da, nu mai mi-aduc aminte, am uitat. Sunt detalii care le uit. Îmi aduc aminte perfect. Uruitul motorului. Da. Ce să spun? Sper că ăsta e adevărat avionul ăla. Este, este adevărat. Vă confirm eu că... am ocupat. This is it. De când ne apucăm să... Cum? Să-l spălăm, să a venit cu periile. Am venit cu salopeta în geantă. Se termine? Se facă după zbor. Zbor. Ei au făcut pre-flight check. Uite roata de față aici. Asta. Care a fost ruptă. De acolo i-am luat eu mohola de iarbă. Da. Când l-a adus înapoi în hangar. Asta s-a rupt când am aterizat noi. Uite ce mititică e. Mititică, mititică, dar... Da, stoarnă carul. Da, și a făcut treaba. Hai, Georgica, hai să te ocupi. Uite, are niște inscripții aici, cineva a făcut. Nu, no, sunt alte chestii. Bine meritată. Ce înseamnă? Bine meritată. Nu de la BML. Vreau să vadă toată lumea că pupă avionul. Pe cuvânt. Vreau să acolo pe BNK, unde scrie BNK, nu aici. Și aici. O parte de aici a fost locul meu. Aici era locul meu și de aici am văzut cea mai spectaculoasă călătorie din viața mea. OK? Da. Mulțumesc, scumpule, că ne-ai salvat viața. Avion minune. Nu te voi uita niciodată. În loc să mă pupe pe mine, îl pupă pe ăsta, înțeleg? Ar trebui să mă pup pe mine, că te-a navigat bine. Adine, să te pup eu pe tine. Interesant coiful care a fost din start avariat. Știu că s-a reparat, dar la aterizarea asta am făcut prima dată. Cum am ieșit, George sărea în sus și jos cu papa pământul. Și eu m-am dus la vârful avionului să văd cât de mare a fost avaria, că eu am știut de avaria, George nu a știut. A fost așa atâta... Ce jos e? E ca o mașinuță, te urci în el. Dar cea mai mare fază aici este când am ajuns noi la Arad cu el. Acest avion a zburat peste Oesca de Miguri, la 200 de metri. În zona Craiovei. Ce s-a întâmplat că te-ai dus la baracă unde erau anii 2? Ce ai găsit acolo? Te-ai întors de la baracă și cu ce ai venit? Cu ce am venit? Ai venit cu plovărul, ah, nu? M-am întors, nu ți-l-am luat din baracă, din da, baracă. S-a dus la baracă să mai dea o tură, să vadă dacă lăsăm ceva esențial în spate și a găsit plovărul meu. Da. Și băi, ți-a uitat plovărul, mi l-a dat și am zis, e bine că mi l-a dat că s-ar putea să fie frig la München, că noi plecam la München.
Înțelegeți? Aia a fost prima. Pe urmă s-a dus la vârful avionului și îmi spunea, dă-i două șprițe la motor. Motoarele nu erau nici calde, nici rece, așa, călduțe. Și ascultă la radio. Deci motoarele, el asculta și eu cu șprițe. De fapt, patru șprițe. De bine, dar eram călduți. Și am dat două și când a venit și el, i-am dat și el două și a pornit. Și patru, așa, și pe urmă a început să opereze comutatoarele de la panoul de deasupra capului. Pompele tot, dreapta, stânga, am uitat frâna, a lovit, da, de 24. Ei au plecat pentru că nu George n-a simțit nimic, dar eu parcă deja... eram cu tractorul la arătură, așa a făcut. Cum a pornit primul motor, avionul a început să meargă, să înainteze. Pe a pus mâna pe manete, am pus la maxim, eu am tras înapoi, el a zis lasă și de acolo restul e istorie. A apărut Dan cu scara, au început să fugă. Noi n-am văzut doar un pilot care era elev, ultimul, pe numele lui pe lista Bogdan echipajului, Bogdan Gherghel, s-a întors înapoi, își uitase mapa în avion. Și-a uitat mapa la mine și el m-a întrebat, nu-ți aduce aminte că am venit înapoi? Zic, tu nu ești cumva acel pilot cu cămașa albă, că lumea nu avea cămașa albă. Deci că da, eu eram ăla. Vreau să amintesc. Și are și el să le spună ceva interesant cu cum erau așezate camera de pilot briefing și cum, mă rog. Dar efectiv, a venit înapoi și practic m-a prins în act. Eu pregăteam avionul, dar nu știa pentru ce îl pregăteam. M-a văzut că îl pregătesc, tot era normal. Așa, George era la capăt acolo și când a zis hai să mergem, a sărit în avionul și era deschis, s-a închis și a plecat imediat. Abia am avut timp să-mi pun centru. Și când am aterizat, vorba aia, singura amintire ce a rămas este carnetul acesta de drum, care e în perfectă stare. Și avem și aici ultimul zbor. De pe data mai 78, pilot principal, domnul Băjenaru și câțiva elevi. George, dacă îți amintești că când am ajuns în Australia, am aflat multe povești despre ceea ce s-a întâmplat în urma evadării noastre și am aflat că multe persoane au fost afectate, mai mult sau mai puțin, și pentru care noi, în mod sincer și în carte am scris același lucru, în primul rând am dedicat câteva pagini celor care au suferit în urma evadării noastre. Dar totuși zicând asta, de fapt noi nu putem, cum zicem în engleză, pointing the finger, deci decât guvernului de la vremea respectivă, care, indiferent dacă noi câștigam această evadare, dacă era o evadare reușită, să zicem că eram doborâți și ne pierdeam viața, repercusiunea ar fi fost la fel. Deci cel mai mult noi am rămas cu o cicatrice care ne-a marcat pentru tot restul vieții noastre. Totuși știm că au fost niște cazuri în care anumiți oameni au fost afectați, pentru care ne pare rău. În mod normal, atât eu cât și George simțim nevoia să le cerem scuze pentru greutățile care le-am cauzat. Faptul că am păstrat acest carnet, normal va fi returnat domnului cu sursus, care a avut grijă de avionul acesta, ținut în păstrare, și normal și cheile avionului care le-am aici. Așa că dacă noastră vreți să veniți în cadru, care s-a ocupat dinsul de pe ambulanța sistemului aerian. Ambulanța aeriană. Și normal noi suntem foarte măguliți de treaba aceasta, că putem fizic să-l vedem, să retrăim clipele astea pe 34 de ani. Un eveniment care, dacă domnul Cursusus nu și-ar fi manifestat și n-ar fi avut dedicația să se ocupe de flota aviasanului și aeroambulanță, mai mult ca sigur că noi nu am fi avut absolut nimic la care să ne întoarcem. Avionul nu ar fi fost aici, ar fi fost casat. Deci toată recunoștința, dintre toți, probabil că domnul Cursusus merită cea mai mare recunoștință în acest context, pentru dedicația dumneavoastră în
contextul menținerii flotei aeroambulans a României. Care a fost două chestii total paralele, cu un interes total de diferit, care până la urmă a condus la un eveniment care n-ar fi avut loc fără dedicația domnului Cusel Sus. Și vă felicit! Și George! Sponsorizarea din partea Taromului și Ministerului de Transport, pentru care suntem recunoscători, așa că sunt foarte mulți implicați oameni aici, pe care nu ne așteptam. Domnul, plăcerea de partea mea. Domnul Dan Axinte a ținut legătura cu noi prin internet și are și dumneavoastră contribuția lui în vederea realizării acestui eveniment. Aș vrea să arăt momentul după aterizare, când am ieșit din cabină, ce s-a întâmplat, cum George s-a bucurat și și-a manifestat, vădit în gesturile lui reușita, iar eu am avut grijă să văd cât de mult a fost avariat vârful aripii. Deci el era aici să bucura, eu verificam aripa, dacă putem să reconstituim faza asta. De ce zici? Ești de acord? Dacă Viorel a pupat avionul, eu când am coborât din avion am pupat pământul. Asta a fost adevărat. Da, așa a și fost. În fața unui grup de austrieci. O paranteză că la ora actuală un asemenea exemplar este refăcut, reabilitat și cu certificare de navigabilitate și zboară în prezent pentru ambulanța aeriană în România. Da. Domnul Mihai Cusus a realizat o omologare, așa spus. A fost în conducerea unui proiect de a recondiționa un avion de acest tip, din aceeași flotă, deci un avion frate din flotă, și care s-a realizat cu succes. Avionul nu are nicio problemă. Deci toată onoarea și echipajului de la Rome Aero, care s-a ocupat și a recondiționat avionul. Eu cu George acum atingem pământul. Asta așa se face în Occident, atingem, nu-l cupăm. Apoi, în Austria, când am sosit, deci eu cu George era la bordul avionului, la pe scaunul pilotului și îl conducea cu instrument, cu noptaci. Eu eram la copilot, mă focalizam pe punctul de aterizare, George cu instrumentele. Am tras în ultimul moment, am ajuns jos, a fost o avarie la roata de la bot și am ieșit afară. George a ieșit primul, ia arată acolo cum te bucurai și cum făceai cu mâinile în sus și așa. Ia, da, e. Și eu, n-aveam treabă cu el, m-am dus direct aici. George, am lovit aripa. L-am lovit, sunt sigur. Atunci nu știam când eram înăuntru, dar muream de curiozitate să văd cât de mare a fost avaria. Bine că l-ați lovit pe sensorul de combustibil. Da, am fost foarte curios. Așa, așa a fost. Și pe urmă am început și eu să sar și eu puțin în sus. Am realizat și stai pe genunchi așa, pe bine. Așa, așa. Și nu de-a trage de el. Doar așa ce am. Uite aici, port. Eu cu navigație. On, pump, on. Magnetou. Unde este gyro? Gyro, gyro. Uite la aici, gyro. Dar nu mai merge. Asta era trimmer de... Gyro nu mai merge. Asta erau... Pompele de benzină, rezervoarele, nu? ADF-ul, frecvența, aradul. Da. 112-15. Și astea când am făcut maneta aici. Nu mai, dacă se blocă. Acum da, sigur că ratați. Acum da, sigur că ratăm. Extraordinar. Este... Trage, George, muntele, trage! Împinge, trage, norul! Stânga, trage! Brazii, cum făceai la caracol? Capul compas! Trage, avem... pinge! Eu tot timpul mă uitam la astea și țăcăneam să mă uit în sus, în jos. Virel îmi mai schimba capetele. Mergi stânga, mergi dreapta, extraordinar. Unde e ADF-ul? ADF-ul uite la aici. Nu este? Ăsta era. Ăsta făcea că ăsta făcea. Și ăsta ce e? Timișoara, Arad. Da, ADF-ul aici, da. Ăsta era gyro, direcția. Gyro. Îi spuneam, ia cap compas, 270, da. 290, cap compas. Trage, trage! Aici e busola, nu? Da. Nu, ce era? Ăsta este... Ce era? Este un alt compas, ba da. Ăsta e radio compas, care nu cred că l-aveam la ordinea respectivă. Uite aici, sus. Aici undeva, nu știu. Nu mai e. Nu, a lipsit, e dusă. Extra. Busola era aici. Trim, asta, trimmer? Trimmer, ăsta l-am lovit eu cu genunchi. Ăsta l-am lovit. Și am uitat să-l
Uite, variometrul. Unde e variometrul tău? Și asta ce mai e asta? Asta era cu trimorul pe radar. Este o poziție cu comutatoarele de petrol, care îl pui în care stă permanent. Și în felul acesta comunicau toate între ele. Da, ca să nu mai am probleme. Inițial a fost pe alea principale și pe urmă a trebuit ai comutat pe ambele. Am făcut așa? Da. Ia una, că e chiar inscripția BNK-ului. Ah, da, uite, are inscripția BNK-ului. Extraordinar. Și? Uite și ADF-ul ăsta, dar astea are două ADF-uri. ADF-ul care l-am avea noi la vremea respectivă era King. Dar și ăsta tot King este, dar era alt model. Se numea KR85, care avea cu dial, ca ăsta. Înțelegeți? Uh-huh. Nu era așa. Eu așa mi-aduc aminte, era cu dial. Că frecvențele erau cu digit. Welcome aboard flight BNK. Zâmbiți, smile. Bucharest to Vienna. Zâmbiți, așa. Eu cred că atunci nu vorbeați atât. Stai, nu mai faceți. Nu, acum se vede mai bine. George era acolo. Stai la capătul aripii, George. Hollywood. George, capătul aripii. Eu? Da, și mă întrebai, băi, e ceva în aer? Da, îi spuneam, ascultă. Păi, da, dar eu între timp și ce făceam, mă gândeam, bă, plecăm sau nu plecăm? Nu, plecăm, nu plecăm. Spunea, zice, noi, eu am coborât, eu plec mai departe, zicea. Ce întrebai? E ceva în aia? Du-te la capăt. Da, da, am fost. Păi de acolo suntem, că n-am terminat peisajul. Uite, ești mai rău ca un produs. Păi da, asta este un exercițiu pentru filmul care îl face. Următorul. Nu, păi întreabă serios. Păi te-am întrebat. E ceva în aer? Da, e ceva în aer, zmori. Da, un an 24 pe proci. Cât va dura? 5 minute. Așteaptă. Era cam liniște, mi-a dat aminte, acolo și strică. Du-te înapoi acolo și strică la mine, dă-i două pompe. Ia du-te, ia du-te. Dă-i două șprițuri, ia zi. Mi-e penibil acum, dar atunci... Ia zi. Fiorele, dă-i două pompe. Două șprițuri. Da, dă-i două șprițuri. Și după aia te-ai întrebat, ai dat? Da. Ai dat? Am dat. Dă-i chestia că asta... Am arriving in Austria. În ultima secundă, aici a fost treaba. Înainte să mă urc. Era să plec fără el. Momentul decisiv. Vă mulțumim de suflet și mai ales că vă de acolo este țara mea, România, România. Și de acolo am plecat și înapoi acolo am venit.